Salutare prieteni, eu sunt Andrei de la Primul 11 și astăzi vom vorbi despre meciul dintre CFR Cluj și Steaua Roșie Belgrad. Înainte de a începe acest episod, nu uitați să vă abonați la acest canal pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă în lumea fotbalului. Campioana României are meci în deplasare cu Steaua Roșie Belgrad în prima manșă a play-off-ului Europa League. Ambele echipe au fost eliminate din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, CFR Cluj de Young Boys Berna și Steaua Roșie Belgrad de Sheriff Tiraspol. Steaua Roșie Belgrad se află pe locul 3 în campionat. După 4 meciuri, liderul este Bașca Topola, însă care are un meci în plus, Steaua Roșie Belgrad reușind să-și amâne un meci pentru a putea să se pregătească corespunzător pentru duelul cu campioana României. De cealaltă parte, CFR Cluj a câștigat toate meciurile din Liga 1 în acest sezon, dar echipa antrenată de Marius Mudică nu s-a descurcat la fel de bine și în partidele jucate în deplasare în cupele europene. Campioana României a marcat și a primit gol în Bosnia-Herzegovina, în Gibraltar și în Elveția, iar confruntarea cu Steaua Roșie s-ar putea încadra în același tipar, mai ales că jucătorii acuză o anumită stare de oboseală. Vom vedea ce va fi. Susținem toate echipele românești din cupele europene. În momentul de față a rămas doar CFR Cluj. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de like, share și subscribe. Eu am fost Andrei, împreună suntem Primul 11.